Un tânăr de 25 de ani a fost atacat și jefuit în plină stradă. Suspectați sunt trei băieți, printre care doi minori. Potrivit poliției, incidentul s-a întâmplat în seara de 28 decembrie 2018 pe strada Burebista din capitală. Suspecții în stare de ebrietate l-au atacat pe tânărul de 25 de ani și i-au furat banii și două telefoane mobile în sumă de 4.000 de lei, în total cauzându-i victimei un prejudiciu de 13.500 de lei. Poliția a fost alertată chiar de către victimă. Astfel, în urma măsurilor de investigație, polițiștii sectorului Botanica i-au identificat pe suspecți. Este vorba despre doi minori cu vârstele de 16 ani, originari din raionul Ialoveni și un tânăr de 19 ani din raionul Șoldănești. Indivizii au fost escortați la inspectorat pentru audieri și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit oamenilor legii, suspecții și-au recunoscut vina. Poliția a precizat că unul din minori nu este la prima abatere, anterior fiind atras la răspundere pentru comiterea unui furt. Suspecții au declarat că în momentul când l-au atacat, pe tânăr se afla în stare de ebri. Acum, indivizii sunt cercetați penal pentru jaf. Tânărul de 19 ani a fost reținut pe un termen de 72 de ore în izolatorul direcției de poliție Chișinău, iar minorii sunt cercetați în libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă să stea până la șapte ani în spatele gratiilor.